Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Se coace un plan pe mai multe direcții de penalizare a Austriei pentru refuzul de a ne primi în Schengen. Una dintre idei este ca, prin Comisia Europeană, să obligăm Austria să ne plătească multe miliarde de euro, cam cât pierdem anual din cauza cozilor de tiruri de la graniță care ne afectează economia. O alta este să o scoatem din cărțile pentru șefia unor organizații internaționale. Asta după ce a fost deja somată să dea explicații pentru refuzul din decembrie. Explicații formale, cuprinse în minuta de ședință, care n-a apărut nici până ziua de azi. Doar că, o să vedeți, foarte puține din aceste demersuri au legătură cu statul român. Sunt mai degrabă gesturile de forță la care recurg diversi europarlamentari de opoziție. La București, puterea pare foarte tolerantă în legătură cu interesele austriece, motiv de pildă pentru care a trecut prin Parlament cu viteză maximă modificări legislative care scad foarte mult taxa de solidaritate a OMV Petrom. O să discutăm despre asta imediat. O să vedeți și ce cadou de rotativă i-a făcut prim-ministrul Ciucă viitorului prim-ministru Ciolacu. O super agenție de stat. O agenție mamut, pusă direct în subordinea premierului PSD, care controlează absolut toate companiile de stat. Dacă la agenția asta se vor face sute de angajări și se vor da zeci de sporuri, vă las pe dumneavoastră să ghiciți. Ce nu e de ghicit, pentru că e o certitudine bazată chiar pe datele guvernului, este că foarte multe dintre companiile de stat sunt adevărate găuri negre și ele sunt mari datornici de care vorbesc zilele astea guvernanții. Nu mediul privat, ci statul însuși contribuie la lărgirea găurii bugetare pe care nu știe cum să o mai astupe. Impozitarea progresivă pare să fie tot mai plauzibilă, mai ales dacă punem la socoteală și trocul pe care și l-ar dori PSD-ul. Să accepte comasarea alegerilor, pe care o cer cu disperare peneliștii, dacă aceștia acceptă să renunțe la cota unică. Vorbim despre toate acestea în emisiune, vi-i prezint pe invitații mei, jurnalista Oana Stănciulescu, expressmagazin.ro, bună seara! Bună seara! Jurnalista Clarice Dinu, redactor șef Hot News, bună seara! Bună seara! Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt USR, bună seara! Bună seara, mulțumesc! În legătură cu noi, sociologul Alfred Bulai, bună seara, domnule profesor, mulțumesc tuturor pentru prezență! Mai întâi despre planul de pedepsire, de penalizare a Austriei. Am văzut, domnule Moșteanu, că un coleg al noastră, Vlad Gheorghe, europarlamentar USR, a depus niște amendamente la o rezoluție a Parlamentului European, prin care cere ca Austria să fie obligată să ne plătească între 10 și 20 de miliarde de euro. Paguba pe care o avem, o suferim pentru că nu suntem în spațiul Schengen. Da, e un semnal corect pe care îl dă colegul meu, deși, așa cum spunea și noastră la început, e un pas mic sau o picătură față de ce ar trebui, de modul în care ar trebui să reacționeze instituțional statul român. Gestul Austriei de la finalul anului trecut, când a folosit dreptul de veto pentru a nu permite aderarea României la Schengen, e unul profund nedrept și l-am simțit cu toții, fiecare român l-a simțit ca unul profund nedrept. Aveam atunci câțiva responsabili, câțiva oameni care s-au ocupat de dosarul ăsta, vorbesc de ministrul Bode, de ministrul de interne, ministrul de externe, domnul Aurescu, și președintele Iohannis, care e responsabil de politica externă. Toți trei au eșuat în a da explicații, au fugit de Parlament, noi i-am chemat atunci în decembrie în Parlament, au fugit de Parlament, n-au vrut să vină să dea explicații pentru asta. Nici acum nu știu ce fac în continuare, dar da, eu consider că în momentul în care ți se face o mare nedreptate, uzând, iată, acel drept de veto, trebuie să-l folosim și noi. Deci nu putem să stăm așa ca mielul la tăiere să ne uităm cum fac mișto austriecii de noi. Da, trebuie să folosim și noi, dar pentru asta e nevoie să acționăm instituțional. Și instituțional vorbesc din nou. Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, președintele Iohannis. Da, văd că președintele Iohannis, în loc să stea mai degrabă pe aici, pe unde avem noi treabă și lucruri importante, se duce în Brazilia să întâlnească cu viceprimarii, am văzut. Aia, să astea sunt prioritățile dânsului. Da, undeva între 10 și 20 de miliarde de euro ar fi suma pe care diverse autorități române, în diverse ocazii, Clarice Dinu, au enunțat-o în legătură cu cât suferim noi. Acum, nu știu, umflate, neumflate cifrele astea, cum facem să le luăm banii, dacă într-adevăr e serios demersul? Nu știu ce șansă va avea eurodeputatul cu această inițiativă, aș vorbi despre altceva.
Vorbeam despre un plan B, nu? Această amenințare, acest veto, cum vrem noi să ne răzbunăm pe Austria. Mă gândesc, oare acest plan B nu trebuia făcut înainte de decembrie anul trecut? Adică autoritățile de la București să aibă și un plan B în eventualitatea în care Austria va vota împotriva noastră, pentru că semnalele erau. Am avut probleme cu mai multe țări, într-un fel sau altul s-au rezolvat, dar poziția Austriei era foarte cunoscută. Noi de la București, de la oficialii care au fost direct implicați în această negociere, nu am văzut nicio asumare a responsabilității pentru acest eșec, ci doar pasarea acestei responsabilități în cârca Austriei. Nu mai discutăm acum ce motive a avut Austria. Decizia este clar, este total nedreaptă pentru România. Dar mă întreb, de ce de aici, de la București, cineva nu și-a asumat responsabilitatea? Și cred că tot la dumneavoastră, în emisiune, am discutat și am spus că totul a fost de genul, n-am avut noroc în viață. Da. Rezoluție împotriva autorităților de la București, nu poți să faci în Parlamentul European, poți să faci moțiune de cenzură sau moțiune simplă împotriva unui ministru, dar vezi că și-au împărțit foarte bine responsabilitățile, au încercat să disipeze, nu? Totul se duce către Austria. Ok, Austria e principalul vinovat că nu vrea. Cine e vinovat la București că nu ne-am prins, că nu vrea și că ne va șicana și până la urmă ne va da cu flit? Cei care au vrut aceste funcții, că nu i-a obligat nimeni, cei care au ajuns să fie, să coordoneze portofoliile respective. Doar că eu nu cred că doar Austria a fost cea care s-a exprimat și probabil că a fost lăsată în față. Și alte țări din Europa, și Olanda, și Italia au avut nemulțumiri. E adevărat că actualul guvern italian a votat în favoarea României, dar autoritățile din România nu au avut o analiză clară. Nu au știut cum stăm, nu au avut relații cu țările respective, nu au încercat să rezolve problemele. E un haos în această guvernare care se vede cu ochiul liber și diplomația românească nu face excepție. Ar fi trebuit să existe o strategie, cum spunea și Clarice mai devreme. E adevărat, nu avem diplomații pașoptiști. Asta este trist pentru România, că nu avem nici pe Bălcescu, nici pe frații lui, nici pe unii în diplomație, care să se ridice măcar așa un pic la nivelul celor care erau școliți la Paris sau în Germania și Franța, nu că atunci erau la modă școlile de diplomație, care să fi trăit în țările respective. Nu, noi nu avem. Avem niște cârpeli, iar nivelul între diplomații noștri, chiar dacă 100 și mai bine de ani și cei de acum, e adevărat că s-a schimbat și diplomația și sunt alte metode și alt context. Dar România nu face față cu diplomația românească la provocările actuale. Asta este. Este un context total complicat european și internațional. Da. Nu-i nimic. Uite, și ai noștri par săraci. Ai noștri de la București îi lasă pe cei care sunt acolo și care toată ziua se întâlnesc la ședințe și la bufet și unde să face diplomația informală, să zicem și așa. Și pe relații personale. Pe relații personale, să încerce să rezolve ei problema. Că noi de la București, cu forța statului, mai puțin. Domnule profesor Bulai, avem șase de izbândă? Avem ce mușchi să arătăm în chestiunea asta? Tudor, dar la voi n-a ajuns faxul ăla? Nu intrăm, mă, niciun Schengen. Terminați cu prostiile. Mi se pare chiar o chestie fantezistă așa. De ce nu cerem bani Turciei? Că am plătit tribut sute de ani, să ne dea banii înapoi. Poți să ai inițiative câte vrei. Aici s-a spus însă foarte corect. Toate lucrurile astea trebuie să existe înainte de a se supune, de a fi propusă la vot măsura. Nu după. În general, nu credem poveștile astea cu sancțiunile. O singură chestiune care a zis-o domnul de la Austria este absolut corectă. Da, trebuie să reacționezi la rândul tău, acolo unde poți să reacționezi, acolo unde poți să dai și tu veto, poți să fii împotriva unui alt stat, că asta se poartă în Uniunea Europeană fără probleme. Mm-hmm. Sigur că nu un eurodeputat trebuie să propună chestia asta, sunt glume astea, nu știți, parlamentul ăla e foarte mare și nu are nicio valoare. Un eurodeputat sau 2 sau 3 sau 5 sau 10, tot nu înseamnă nimic. Ar trebui să facă guvernul României, adică autoritățile sunt cele care pot să ducă politica externă de adevărat de la mai departe. Dacă nu pot. Nu prea văd entuziasm. Sunt 3-4 miliarde, dar probabil poate să-i dăm noi.
știți, nu să-i primim. Știți, e cam bancul ăla cu... Nu i s-a dat, i s-a luat. Da? Și nu era mașină, era bicicletă. Adică cam așa va fi până la urmă povestea asta. De aproape deci, un miliard i-am scutit pe cei de la OMV cu taxa de solidaritate. O să discutăm și despre asta imediat. Ni se alătură și europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi. Îl salut. Da, bună seara, domnule Cristian Bușoi. Bună seara, bună seara și cum știți că am ieșit într-o reuniune, sunt în Italia la State of the Union, dar mulțumesc pentru telefon, vă rog. Ce sorți de izbândă sunt să ralieze mai multă lume acestui vot pentru a obliga Austria să ne dea bani? Cum vedeți asta? Cred că e un demers care nu are o bază foarte solidă. Comisia Europeană nu poate obliga un stat membru să dea bani unui alt stat membru, eventual doar Curtea Europeană de Justiție. De asta e foarte important să ținem o presiune constantă asupra Austriei, să folosim orice prilej pentru a scoate în evidență cât de nedreaptă și arbitrară a fost acea decizie, acel veto venit în mod neașteptat și total incorrect. Dar nici nu trebuie să vindem iluzii, așa cum, mă rog, fac unii europarlamentari din opoziție, pentru că nu printr-o rezoluție a Parlamentului European și oricum nu Comisia Europeană poate să ia din bugetul unui stat membru să dea compensații unui alt stat membru. În mod evident, Comisia Europeană are alte atribuții și niciun caz aceasta. Prin urmare, e doar un gest simbolic. Sigur că poate fi apreciat ca și gest simbolic, dar în niciun caz nu este un demers care să aibă o finalitate. Dar care ar fi un demers care să aibă o finalitate? Iertați-mă că văd că statul român nu face mai nimic. Nu insistă pentru minuta aia oficială a ședinței. Nu insistă pentru despăgubiri. Vă rog. Să atacăm la Curtea Europeană de Justiție, dar atunci ne asumăm că atât timp cât va dura procesul, care poate însemna câțiva ani, Austria se va prevala de acel proces pentru a bloca, fără niciun fel de altă explicație, intrarea României. Dacă estimăm și, mă rog, putem să o facem și noi, dar aici sunt de acord că instituțiile statului și, în primul rând, Ministerul de Externe, dar poate și alte instituții, pot avea evaluări mai bune. Dacă estimăm că avem șansa să convingem Austria sau să avem acele mijloace prin care să îi determinăm un alt comportament la un vot în toamnă, în timpul președinției spaniole, cam ultima fereastră de oportunitate înainte de alegerile europarlamentare de anul viitor, atunci, în mod clar, sunt alte soluții, de la dialog până la presiuni mai discrete, mai informale, dar care să fie eficiente, nu neapărat să ne ducem la Curtea Europeană de Justiție. Da, trebuie să punem în balanță și cei care au atribuții executive, ținând cont poate și de părerea analiștilor, de părerea europarlamentarilor, a parlamentarilor, dar pe baza propriei analize ar trebui să vină cu o soluție. Da, dacă mai puteți, vă rog, mai rămâneți 2-3 minute alături de noi ca să discutăm și celălalt plan de care vorbeam. Domnule Moșteanu, am văzut că vreți. Doar scurt că am văzut acolo că scria că pedepsește Austria. Nu trebuie să vorbim de pedepsirea Austriei sau răzbunare pe Austria, ci de negociere. Austria are un ciocan cu care ne-a dat în cap, dar ciocanul la dreptul de veto îl avem și noi. Și asta trebuie să le zicem. Bă, mai folosești ciocanul, folosim și noi ciocanul. Că avem și noi răspuns. Suntem stat european și drept de veto. Dar de ce acum, iertați-mă, nu vreți să folosim termeni ca pedepsire? Că mie mi se pare că atunci când cineva derapează, îl pedepsește. Da, dar trebuie să negociem în continuare, că ei poate să ne dea cu ciocanul în cap de câte ori vor ei, dar să le zicem, avem și noi ciocan. Păi dacă mai iertați-mă, că nu mai înțeleg eu. Ori vrem să ne încordăm noi vrem și să... Noi vrem să intrăm în Schengen. Și dacă mijloacele înseamnă niște presiune și niște pedale apăsate mai tare, de ce ne dăm pe după pătrunjel și zicem, stați că nu vrem să vă penalizăm? Vrem ca mijloc de negociere pentru următorul pas, următoarea iterație aceste negocieri, când vom vrea din nou să accedem, am când se vor așeza. Domnule Moșteanu, până acum nu știm ce am negociat, că nu știm ce am negociat. Da, știți, exact. Eu nu știu. Nu știu eu nici ce am negociat. Rezultatul da, e prost. S-a văzut, exact. Rezultatul adică e prost. Lunga perioadă. Și din păcate suntem la drum cu aceiași reactori. Iohannis, Bode și Aurescu, eu n-am nicio speranță cu tripleta asta să rezolvăm vreun Schengen. Eu nu știu, Claris, poate că ni se alătură niște state europene nemulțumite și ele, că au ieșit cumva șifonate din povestea asta, pentru că ziceau, da, domne, e ca și făcut, sigur, România merită, după care a venit Austria și a zis, nu-mi pasă de ce credeți voi toți, ăștia, cu Germania în frunte, eu am viziunea mea. Domnule Mușat, au fost în Consiliul European, Consiliul Jai din decembrie, 3 state puse pe lista de vot, da? Croația, România și Bulgaria. Dacă ne uităm când a intrat Croația și când au intrat România și Bulgaria în Uniunea Europeană, cred că lucrurile sunt destul de clare. Vom vedea cine a negociat,
și cum a negociat. Pentru că negocierile cu croații au fost mult mai dure, oamenii au spus clar în timpul acelor negocieri, n-au trebuit să iasă în presă, să jupă cămașa de pe ei, să spună cum se luptă ei, să intrăm în spațiul Schengen de la jumătatea anului trecut, o temă care a apărut așa din senin pe agenda publică, pentru că totuși noi îndeplinim criteriile Schengen din 2011, sunt 12 ani, de când noi trebuia să intrăm în spațiul Schengen. Dintr-o dată, din senin, după ce s-a făcut această minunată guvernare PSD-PNL, în care PSD-ul guvernează, de facto, președintele Iohannis și conducerea Partidului Național Liberal, recte domnul Ciucă și domnul Bode, au zis că trebuie să dea și ei o lovitură de imagine și este Schengenul, lovitura de imagine, numai că n-a mai ieșit cum trebuie, pentru că negocierea se vede care a fost. A fost luat din nou pe nepregătite. Iarăși cineva a avut ceva cu noi. Nu trebuia, adică, nu trebuia să ajungă în situația asta, că are cineva. Mulți au ceva cu noi. Și Olanda are ceva cu noi. Dar s-a folosit de aceste de paravanul Bulgaria. Adică, dom'le, noi vă vrem, adică sunteți buni, am rezolvat sau negociat, sunteți cu Bulgaria. Noi nu, acum nu putem să ne decuplăm de Bulgaria, doar să facem un mini Schengen aici între noi, ca să nu mai fie niciun fel de problemă. Da? Și când vom intra în Schengen, eu nu sunt deloc optimistă că vom intra în acest an. Cred că după alegerile europarlamentare de anul viitor se mai pune serios discuția. Eu m-aș bucura ca măcar cifra pierderilor, suma să fie comunicată oficial, astfel încât să nu venim cu aproximări de genul între 10 și 20 de miliarde de la simplu la dublu, trebuie să ne despăgubească Austria pentru că suferă economia. Adică măcar puțină coerență pe lucruri care se pot proba până la urmă, se pot demonstra, se pot calcula economic, n-ar strica. Poate, mă scuzați, poate acest guvern să calculeze economic ceva corect, adică să ai o dată bună corectă. Întrebare și asta. Nici recensământul, domnul Mușar, nu s-a făcut corect, deși au fost implicați. Nici gaura la buget nu știm să o calculăm ca lumea. Când nu ne iese, renunțăm, zicem că nu e gaură. Mă întorc la domnul Cristian Bușoi, care nu poate rămâne foarte mult alături de noi, ca să discutăm celălalt plan pe care l-am avea chipurile pe masă, noi România. Din informațiile din medii diplomatice ale celor din presa austriacă, chiar cotidianul Die Presse, care susține că în mediile diplomatice se discută acest subiect, că România în foarte scurt timp va începe să saboteze poziția Austriei în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și în parteneriatul NATO pentru pace, pentru că, spune Die Presse, România pur și simplu nu mai acceptă veto-ul austriac împotriva aderării în Schengen. Și dacă nu se ajunge la un acord, România ar putea riposta. Cum ar riposta? Foarte pe scurt. E o situație complicată în OSCE. Estonia vrea să preia președinția, Rusia se opune din răsputeri, Austria încearcă să se insinueze ca mediator și dacă nu dă nicio soluție chestia asta, să se ofere să preia ea șefia OSCE. Moment în care România ar trebui să facă un joc de alianțe și să blocheze această candidatură a Austriei și să-i slăbească foarte mult poziția ca să arate că e singură și izolată, domnule Bușoi. Se poate? În principiu se poate și evident că vorbim de un plan mai elaborat și mai subtil și mai poate mai eficient ca mijloc de negociere, ca leverage. Dar sigur nu vă pot confirma că e un plan real, că nu știu de acest plan. Cum informația vine din presa austriacă. În Austria există multă nemulțumire față de decizia unora din Austria, și anume a cancelarului și a ministrului de interne, chiar în partidul de guvernământ. De exemplu, colegul nostru din Parlamentul European, vicepreședintele Karas, a fost foarte vocal împotriva șefilor săi de partid că au făcut acest veto împotriva României. Opoziția este și ea foarte vocală, o bună parte din presa austriacă a criticat. Sigur că sunt și disputele lor politice. Cred că nici companiile austriece care sunt prezente în România nu sunt foarte fericite de decizia guvernului austriac actual. Prin urmare, și acolo e o zonă în care se poate acționa și unde trebuie să ne găsim niște aliați. Iar dacă se fac planuri care să ducă la negocieri și care, din care Austria să înțeleagă că ar putea avea de pierdut dacă nu schimbă poziția și România poate într-adevăr să încurce anumite planuri,
cred că ar fi strategii binevenite care ar fi mult mai de ajutor decât, mă rog, propuneri din astea care nici nu pot fi aplicate, gen că Comisia Europeană va lua din bugetul Austriei și va da României, sau o retorică foarte războinică, dar fără neapărat niște consecințe practice. Prin urmare, fără să pot să confirm că nici n-am cum și nici nu am toate datele, că e un plan real, cred însă că genul acesta de atitudine ar putea fi de ajutor într-o strategie prin care să putem convinge cu argumente plăcute și neplăcute să se schimbe poziția Austriei la următorul vot. Și aici sunt de acord cu doamna Dinu și cu invitații dumneavoastră. Următorul vot nu trebuie forțat decât dacă suntem siguri că va fi unul pozitiv. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi. Observație interesantă, Claris Dinu, pe care ați făcut-o, că toată discuția asta despre șefia OSCE s-ar purta spre sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că noi, plănuind acest sabotaj, să zicem așa, al interesului Austriei, ne așteptăm să ajungem până la sfârșitul anului fără o rezoluție. Nu? Da. Adică... Și domnul Bușoi a spus că nu poate să confirme. Vă confirm eu că asta este intenția și este intenția, a scris-o și Hodniu și au mai scris-o și alte publicații din România, cred că de prin ianuarie. Asta este strategia diplomației de la București de a pune presiune pe Austria. Adică nu e acum presa austriacă... Deși în decembrie, dacă e să ne amintim, tardiv, Austria a zis tardiv că nu e interesată să preia. Deci ar rămâne fără, dacă n-ar fi interesată, atunci ar rămâne fără obiectul șantajului sau presiunii sau cum ar fi. Dar simpatic, domnul Bușoi, în primul rând, să nu vindem iluzii, ca și când noi vindem iluzii, nu PNL, nu Luci Bode, nu Klaus Iohannis s-au vândut această iluzie împachetată foarte frumos anul trecut, noi. În al doilea rând, face o analiză, domnul Bușoi, și spune că ar trebui să găsim acolo parteneri. Păi, doamne, iartă-ne, după 2 ani de zile ei încearcă, vorbesc la viitor, vezi, o să încercăm să găsim. Până acum aia trebuia să fie planul foarte concret și rezultatul să fie previzibil. Nu o să se întâmple nimic și vin alegerile, așa că mai vorbim, peste 2 ani o să se uite de șantajul pe care o să încerce el să-l facă la sfârșitul anului viitor. Mai este un palier pe care se pare că am putea acționa, zice tot presa austriacă, și anume să împiedice Austria să participe la programele parteneriatului pentru pace al NATO. Lucru care s-a mai întâmplat, pentru că Turcia, la un moment dat, foarte supărată pe Austria, s-a opus în anul 2011 ca Austria să fie acolo secretar general al acestei organizații și practic a blocat orice fel de rol mai influent al Austriei în chestiunea asta, domnule profesor Bulai. Avem capacitatea la București să instrumentăm toate chestiile astea? Acum, e chiar glumeț. Mai întâi vă dau vestea tristă că în momentul în care Austria o să fie de acord cu intrarea în Schengen a României, o să fie un alt stat care o să zică nu. Adică, în realitate, atât timp cât avem această politică, e o glumă. Pentru că intrarea este și tehnică și politică, iar clasa politică de la București care conduce nu este capabilă. De fapt, noi am pus pe jar. Iarăși nu se înțelege că nu s-a pus niciodată pe ordinea de zi intrarea României în Schengen până anul trecut. Tocmai pentru că se știa că nu se va obține și atunci nu pui pe ordinea de zi doar ca să faci tapaj. Ceea ce s-a și întâmplat în realitate. Nu moare de emoții. Astea sunt perspectivele românești. Nu moare de emoții că nu știu ce face România, pentru că România nu are forță să facă. Nu pentru că n-ar putea, dar putea. Dacă ar bloca Croația, care-i problema? Zice, aveți tot atât. Hai, nu intră România, nu intră nici ai voștri. Adică, stați puțin, dacă vrem să ne arătăm cursul, să arătăm pe cineva, nu-l arătam deja. Prea m-a arătat prea mult. Sunt, cum să zic, eufemisme astea, prea mult. Nu s-a arătat deloc. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am speranțe. Va fi altă țară, de altfel... Cred că se uită un lucru banal. Olanda a fost și ea împotrivă. Am uitat de Olanda. Olanda a zis că n-are nimic cu România, dar votează împotriva României pentru că e la pachet cu Bulgaria. Și Bulgaria sub nicio formă nu o să intre. Am uitat de problema asta?
Sau o să apară doar momentul în care, bă, hai că ne-ar înțelegem cu Austria și vine Olanda, oi, pardon, dar vedeți că nu puteți. Da, pot să vină și alții. Stați liniștiți. Dar atât timp cât politica noastră este, vă rugăm frumos, dacă se poate, dacă nu știu ce. Nu, noi nu negociem, așa cum s-a spus foarte bine în studio. E o chestiune de negociere, care înseamnă și presiune. Deocamdată noi suntem ruda săracă care a venit din provincie și roagă frumos dacă poate să meargă la baie. Da, în casă, da. Care e de fapt Uniunea Europeană a lui, adică suntem totuși parte a Uniunii Europene, nu suntem în vizită în Uniunea Europeană. Au fost vremuri că România a amenințat cu folosirea dreptului de veto până în 2012, cred că Băsescu. Atunci era ceva cu bugetul Uniunii Europene, niște bani pentru agricultură și a zis, a, nu-l vreți, eu vin, fac drept de veto, avem drept de veto, da? Deci există, trebuie folosit și noi acum discutăm, dar trebuie să ne întoarcem tot către autorități, către acea tripletă, domnul Iohannis, domnul Bode, domnul Aurescu, să ne zică care e planul. Domnule, ziceați ceva mai devreme de domnul Iohannis că nu-i prezent în țară și în mijlocul chestiunilor românești. Domnul Iohannis a fost prezent cât să trimită înapoi la Parlament legea privind taxa de solidaritate datorată pe supraprofituri de companiile din domeniul energiei. Fără explicație a trimis-o înapoi, n-a promulgat-o. Și ce să vezi, imediat ce a trimis-o, în Parlament această lege a suferit niște transformări foarte substanțiale și mai ales foarte, foarte rapide. Chiar se acuză pe acolo prin Parlament că nu s-au respectat dispozițiile procedurale. Și anume, taxa de solidaritate datorată de OMV Petrom, de pildă, companie sigur deținută în majoritar de austrieci, a fost redusă. Practic, OMV Petrom va plăti o treime din suma pe care se estima inițial că o datorează. Sigur, unde-i lege? De la anul, de la peste 2 ani? Nici asta nu știm, probabil. Nici asta nu știm, nici dacă OMV Petrom e de acord sau nu, nu știm. De bine ce zicea că nu are nimic de plătit. USR n-a votat proiectul ăsta, tocmai din cauza asta. Dacă mă întrebați pe mine, pare că a fost o negociere între actuala putere și OMV Petrom. Și prea a venit clară, limpede, cererea de reexaminare. Cererea de examinare, în general, intră în procedură de urgență și se adresează doar părțile expuse de președinte în cererea de reexaminare din tot cuprinsul legii. Care erau părțile? Scuzați-mă, că n-am asta înțeles decât că erau niște asta, formulări exact, vagi. Niște formulări care... Unii ziceau și pe formă, noi n-am votat nici proiectul anterior, pentru că dacă vă aduceți aminte, noi vorbeam de o ordonanță de urgență. Guvernul ăsta, căci ăla deștept, a dat o ordonanță de urgență care a scăpat printre degete OMV Petrom. A zis, îi rupem, luăm cămașa de pe ei, spargem că au făcut profit, au dat ordonanță, ei cu mânuța lor au scris ordonanță de urgență și în ordonanța aia de urgență scăpa, bine mersi, că erau acolo niște procente și OMV Petrom zicea, hopa, eu nu mă încadrez, știi cum e, depinde cum privim și situația asta, să ne bucurăm că OMV va plăti niște milioane de euro mai mult decât nimic sau să ne întristăm că OMV va plăti o treime din cât ar fi putut să plătească. Aici se discută foarte mult despre o singură companie. Eu cred că legislația în general trebuie să fie general valabilă și să nu, noi tot vorbim chiar de OMV. Chiar dumneavoastră ziceați mai devreme că părea o dedicație. Păi da, pentru că în cazul ăsta specific ce se aplică acolo e de fapt doar OMV Petrom care joacă în povestea e singura aia, companie care se încadrează. Exact, sumă și fixă pe țițeiul prelucrat în rafinării, companii care practică și extracție și rafinare. E bine că le mai luăm niște bani. Să zicem, sunt în România, mai bine să fie bani la buget. Hai să vedem ce fac cu banii ăștia. Că banii ăștia ar trebui să, ar trebui să meargă țara noastră un pic mai bine. Va merge un pic mai bine cu sub bagheta lui Ciolacu. Bun. Mă îndoiesc. Recunosc îndoiesc. Eu nu prea mă mulțumesc cu puțin, mai ales când mi se tot bate obrazul tot timpul, că vai ce deficit are statul și cum ne chinuim noi echipurile politicienii să lumea. Și după aia ce faci? Colectezi mai puțin? Aici ar trebui să explice, fără să dai explicații? Ar trebui să explice PSD și PNL că i-au votat proiectul, noi nu l-am votat. Nici noi nu l-am votat. Da, vom vedea, nu, dincolo de glumă, vom vedea. Adevărat, o lege nu trebuie să facă pentru o singură companie. Această ordonanță ieșită sub semnătura domnului ministru de finanțe, Adrian Căciu, viza până la urmă, ea a fost anunțată imediat după nenorocirea asta cu Schengen, aduceți-vă aminte.
Și era așa o mare răzbunare a statului pe OMV, numai că a scăpat și plăteau două companii de stat românești. Alea, numai alea două se încadrau să plătească. Ceilalți nu. Newsflash, tot alea două se încadrează. Că una e scutită și dacă mai face o contestație, s-ar putea să fie scutită de tot, iar cealaltă, Black Sea Oil and Gas, a avut o pauză în activitate și a zis, dom'le, noi nu ne încadrăm sigur. Adică ordonanța a zis, da, e adevărat, voi dincolo, nu vă încadrați. Dincolo de asta, în momentul când iei niște măsuri, care trebuie să fie, adică trebuie să fie o coerență, nu iau o măsură așa că mi s-a trezit mie că nu mi-a plăcut de Nehammer, da? Iar, bă, nu mi-a plăcut, a votat împotriva mea, ce-ar fi să fac? Astea sunt găinării, scuzați-mă, care se fac în doamna Ghica, acolo unde se strâng la colț de stradă băieții să discute pe cine mai fac. Scuzați-mă expresia, dar cam așa este. Așa a fost anunțată și această ordonanță, cum am venit noi și răzbunăm poporul român care este nedreptățit de austrieci și le luăm asta. Da, vă aduceți aminte domnul Grindeanu care a ieșit atunci și a anunțat, gata, nu a fost o decizie nedreaptă, Austria s-a împotrivit aderirii României la Schengen, noi mutăm toate conturile. S-a mutat ceva? Domnul Moșat, eu mă îndoiesc că s-a mutat ceva. Creditele de la CFR, de la toate companiile, de la Ministerul Transportului, absolut nu, și-ar fi mutat niște conturi de salarii, poate. Că virez prin contul ăsta și mai virez prin altul. Deci asta arată felul în care acești oameni și de la PSD și de la PNL fac politică și ne tratează pe noi, pe cetățeni. Cetățenii trebuie să beneficieze în urma politicilor publice coordonate de cel care vremelnic, adică pentru 4 ani, pentru 2 ani, cum are norocul, este la guvernare. Dar asta este interesul public. Cum este și în presă, domnul Mușa? Pentru că noi, în presă, noi nu scriem pentru noi. Să ne luăm noi salarii și mașini, nu știu de care, și nu mai știu câte companii să fim șef pe câte firme. Nu pentru asta. În teorie și în principiu trebuie să lucrăm pentru interesul public. Nu? Eu așa știu, nu știu. Nu știu pentru care interes a lucrat domnul președinte când a trimis înapoi la reexaminare această lege pe care a refuzat să o promulge și pe care probabil acum o va accepta, nu? Odată ce s-a făcut o modificare atât de importantă. Adică vezi, îl criticai, dar între niște zboruri luxoase până în America Latină și înapoi un Neptun și mâine la Londra în pregătirea ceremoniei de încoronare a regelui, domnul Iohannis a făcut totuși ceva. A muncit. Asta, a trimis o lege înapoi. Planului autorităților românești a început cu un subiect și se leagă cu acest subiect și se leagă, dar nu se leagă. Adică, pe de-o parte vorbim, mamă, să vezi ce le facem noi, austriecilor, să vezi ce le facem, rupem. Și al doilea subiect arată că totuși ne-am speriat puțin și am zis, hai să cădem la pace, să facem. Noi ne prefacem că vedem ce înseamnă suma asta pentru voi, că ați avut venit și toate companiile din zona asta au avut. Dar în timp ce se întâmpla chestia asta, Carner venea la București și zicea, nu, poate n-ați înțeles de primele 20 de ori. Nu, tot nu e. Săptămâna trecută să mănânce niște mici omologul domnului Luci Bode, da? Iar apropo de ce spunea Clarice, m-am amuzat că mi-am amintit că conturile nu s-au mutat. Singurul lucru care s-a mutat a fost un europarlamentar care și-a mutat copilul de la o școală de schi din Austria într-o altă țară. Deci, într-o altă școală de schi? Într-o altă țară europeană. Asta a fost singurul mare rezultat al acestui fâs anunțat, iluziile, vorba domnului Bușoi. Nu mai vindeți iluzii. Au vândut iluzii și un haos s-a văzut de la distanță. Nu trebuie să te duci până în Olanda sau până în Austria sau ca să vezi haosul din administrația românească și din cap autorităților. Se vede, asta este din păcate, și are dreptate și eu zic ca domnul Bulai, că atâta timp cât oamenii aceștia sunt atât de haotici, n-ai cum să le acorzi niciun vot favorabil în nicio circunstanță, asta e situația. Ne întoarcem în câteva momente cu un sondaj foarte interesant, apropo de figura, nu, foarte lăudată a Maiei Sandu. O să vedeți cum se raportează românii la personalitatea președintelui Republicii Moldova atunci când vine vorba de apropiere mai mare între țările noastre. Rămâneți cu noi!
Sondaj surprinzător în ceea ce privește sentimentul unionist în România. Mai bine de jumătate dintre românii chestionați într-un sondaj Avangard în aprilie 2023 nu și-ar dori unirea cu Republica Moldova și doar o treime dintre românii percep pozitiv pe cei de peste Prut. O majoritate covârșitoare, de asemenea, nu crede că o candidatură a președintei moldovene, Maia Sandu, ar fi o variantă bună pentru România. Părerea românilor este una bună și foarte bună în proporție covârșitoare față de Maia Sandu, dar când vine vorba de o eventuală candidatură a acestei la președinția României, 76% din cei chestionați spun că nu e o idee bună. Și iarăși o constatare interesantă a acestui sondaj. O mare majoritate a românilor crede că nu e o idee bună nici să intervenim în sprijinul Republicii Moldova în caz de atac rusesc. Ni se alătură și analistul politic Ion Tăbârță de la Chișinău în direct. Bună seara! Cum vedeți datele astea? Bună seara! Mai degrabă reflectă o anumită dispoziție, anumite atitudini în societatea românească. Desigur, de aici, de la Chișinău, lucrurile se văd altfel și totuși aici, la Chișinău, aici, în Republica Moldova, referitor la întrebarea privind unirea, mai degrabă este o dispoziție de moment și tindem să credem că dacă până la urmă ajunge la un anumit referent, datele, problemele vor fi cu totul altele. Iar referitor la atitudinea față de doamna președinte Maia Sandu, desigur ne bucură o astfel de atitudine, ne bucură că avem un președinte care este apreciat, cu atât mai mult dacă să luăm în calcul ce președinte am avut până la dumneavoastră. Și totodată este greu sau este ușor de înțeles de ce în România se consideră că ea poate nu ar fi cel mai bun președinte pentru România. Ca să fie un președinte în România, trebuie să lucrești acolo, trebuie să cunoști specificul, trebuie să fii în viața socială, politică, economică din statul respectiv. Ori Maia Sandu este totuși șeful altui stat și de aici aceste date în sondaj. Cu atât mai mult că dumneiei în trecut fiind întrebată sau câteva luni în urmă fiind întrebată dacă ar putea eventual să candideze la președinția României, dumneiei a fost categoric împotrivă și mai degrabă a spus că este fie o glumă, fie o campanie de imagine intenționat promovată de anumiți politicieni, de o anumită mass media care are anumite conexiuni cu Federația Rusă. Da, domnule profesor Bulai, nu e prima oară când se invocă această ipoteză ca Maia Sandu să candideze la președinția României. Ne arată asta, știu eu, disperarea liderilor politici de a testa toate variantele posibile în perspectiva lui 2024, având în vedere că niciunul din candidaților sau din liderii acestor partide de la noi nu se profilează ca un mare convingător în momentul ăsta? Nu. În primul rând, tema unirii este o temă de acum 30 de ani. Nu mai există în agenda publică de astăzi. Românii merg în proporție uriașă spre vest, nu spre est. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu mai există același gen de resort. Războiul din apropierea noastră pune și mai mari probleme, evident. A mai fost un candidat, prim-ministru al Moldovei, care nici n-a existat în campanie electorală. Deci șansele sunt zero, indiferent dacă are o imagine bună sau proastă doamna Maia Sandu, pentru că nu există, nu suntem într-un asemenea moment istoric. Este aruncat așa pur și simplu, nu știu în ce măsură real să cineva chiar s-a gândit la așa ceva. Acum, dacă o pui într-un sondaj, probabil că apărea și pe cine vrei tu, adică la urma urmei, dacă pui acolo, va avea rezultate, da, vei obține și tu, Tudor, rezultate dacă vorbești cu cei de la Avangard, te pun pe tine și o să zic că lumea, uite, domnule, fii atent aici, o smechem acum că
domnul Mușat vrea să fie președintele României. Adică nu trebuie să credem acum toate fanteziile după lume. Nu înseamnă că nu se lucrează serios la București vis-a-vis de viitorul candidat, la viitorii candidați. Se joacă la mai multe cărți, nimeni nu joacă pe o singură carte, că nu avem naivități de astea. Și mai vedem ce se întâmplă până acolo. Oricum, poftesc la poziția de prim-ministru prea mulți oameni care se gândească cineva la Maia Sandu. Adică e miza mult prea mare aici, sunt multe interese. Pentru unii este șansa vieții lor, trebuie să înțelegeți acest lucru, că nu o să se întâlnească șefii de partid actual, nu o să mai întâlnesc cu această posibilitate, pentru că în general partidele de la noi ați văzut că își omoară liderii, adică nu mai ai ce căuta în partid la noi, după ce nu mai ești președintele partidului, deci nu mai prins tu cine știe ce ocazie. Prin urmare, sunt alte mize, alte jocuri în care e normal într-o democrație eram să obișnuiți mai și asemenea formule. Eram obișnuiți mai degrabă cu testarea Laurei Codruța Kövesi și în astfel de sondaje pe post de președinte, dar uite că de când Republica Moldova face această figură foarte bună în plan european, de când e supusă presiunilor Rusiei, nu? Simpatia a crescut și față de Republica Moldova și față de președinta Maia Sandu. Cu niște limite pe care le vedem acum. Stai puțin, nu foarte departe. Nu trebuie să mai aștepți mult sau să așteptăm mult până o să o vedem și pe Laura Codruța Kövesi, pentru că cele două nume care sunt vehiculate și nici de cum nu de nu că ar putea fi un potențial candidat pentru PSD sau PNL, ci pentru Reziș, ca să îi citesc pe unii analiști sau jurnaliști de pe la televizor, care vehiculează aceste două variante și evident vin de la partidele din coaliția majoritară ca o teamă acolo, ca o temere că cele două personaje ar putea totuși în rândul electoratului Rezist să aibă succes. Și din punctul meu de vedere, de asta a început să și apară una dintre ele, probabil că vor apărea amândouă, ca să demonstreze că domnule românul nu vrea pe niciuna dintre ele să se liniștească ăștia de la Rezist dacă le trece prin cap să le aducă, deși ambele, și Maia Sandu și Codruța Kövesi și au spus în repetate rânduri că nu sunt interesate de o candidatură, dar pentru că persistă aceste variante în dezbaterea din mediul politic și public, s-au gândit să lămurească că totuși Ciolacu și Ciucă, ăștia-i noștri, care au mâncat salam cu soia sau nu, ăștia doi sunt buni, domnule, patrioții de la noi, să le lăsăm pe ăia de la Rezist. Așa văd eu acest sondaj, pentru că altfel pe nepusă masă dintr-o dată să faci un astfel de sondaj cu aceste teme care nu prea sunt discutate. Noi n-am prea discutat nici la făcut România în războiul ăsta cu Ucraina. Păi și n-am discutat că nu ne lasă politicienii să discutăm păstrând o tăcere încăpățânată, exact, pe care o tot justifică cu asta e politica statului. Vezi, Aurescu, faimosul interviu de la BBC în care îți dă 40 de ori, asta e politica României, n-am ce să vă declar. Securist, toate statele au zis am ajutat cu bombe, cu aia, cu aia, cu aia, cu plăpum, cu mâncare, numai noi nu noi spunem. Părem foarte eficienți, așa, tăcând, zici că cine știe ce facem. Dar ideea asta că totuși nu am merge prea departe în apărarea țării vecine și surori, cum va pare? Acum, sunt două lucruri legate de sondajul ăsta. Eu mă uit, 70% zic că n-ar fi bine să candideze. Dacă votează 30%, e imens și câștigă alegerile. Acum, în momentul ăsta, nu există lider politic român care are o intenție de vot mai mare de 15%, nici Ciolacu, nici Ciucă, nici Drulă, nici Simion. Nici, nu știu, altul nu-mi vine în minte acum. Nu există. Deci cu 30% e detașat, are deja două lungimi de barcă, câștigă alegerile dacă intră în campanie. Deci depinde cum ne uităm la aceste cifre. Da. Odată. Doi, a arătat ce înseamnă un om de stat. Așa, cu țara mică, cu probleme economice, cu rușii în coastă, cu armatele în Transnistria, cu rușii cu mâna pe robinetul de gaze, cu războiul lângă ei, s-a mișcat foarte bine, a luat decizii curajoase și dacă ține minte la un an de la izbucnirea războiului, acel discurs al lui Biden, n-a zis bravo domnul Iohannis, domnul Ciucă, ce treabă ați făcut, nu a zis bravo Maia Sandu, că Maia Sandu cu o țară mică, cu o grămadă de probleme, a reușit să stea în picioare și să arate ce înseamnă un om de stat. Asta... Deci e de apreciat și ar trebui să fie un exemplu pentru orice om politic. Asta despre persoană, despre raporturile astea ale noastre de prietenie, vecinătate, frăție, Clarice Dinu, ce ne arată
cercetarea. Cine arată cercetarea? Aici sunt de acord cu Oana, cu teoria Oanei. Nu cred că mai sunt multe de spus. Pe de altă parte, nu știu cât își doresc și cei din Republica Moldova să se unească cu România, de acolo așa putem să o luăm și în sens invers. E o discuție mult, mult mai amplă. E adevărat, perspectiva unui război chiar lângă, este în Ucraina, dar nu, cred că foarte multă lume nu percepe ca fiind foarte, foarte aproape. Dacă ar fi ceva în Republica Moldova, atunci lumea ar percepe că este chiar super aproape și știți cum e. Fiecare om se gândește, psihologic vorbind, cum să scape. Chiar dacă cineva, să îi se întâmple celuilalt, știți? În perspectiva unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova, cred că lucrurile ar fi un pic mai complicate, adică ar fi chiar foarte complicate pentru România, în primul rând, de a gestiona o astfel de situație, pentru că totuși România este un stat membru NATO și o implicare în un asemenea război, lucrurile cred că ar putea să ai o altă întorsătură. Deci, cred că discuția este mult mai amplă decât datele unui sondaj. Evident, merg pentru o concluzie la domnul Tăbârță. Și noi, dacă... noi am ajutat, adică trebuie să fim corecți, că am ajutat Republica Moldova în această perioadă. Și da. Parcursul pro-european pe care l-au început. Deci, unirea cu Republica Moldova, cea mai realistă nu știu cum să zic, cel mai realist plan de unire cu Republica Moldova este ca România și Republica Moldova, ambele țări, să fie în Uniunea Europeană. Concluzie de un minut, domnule Tăbârță, la Chișinău, în Republica Moldova, se discută despre ipoteza asta a unui sprijin în condiții grele, militar vorbind, din partea României? Da, în mod evident. Trebuie să recunoaștem că România a ajutat și ajută Republica Moldova. În mod esențial a fost acest ajutor în toamna anului trecut, când Federația Rusă sau regiunea Transnistria sau Federația Rusă prin intermediul regiunii Transnistriei nu mai livra curent electric, Ucraina nu mai era în stare pentru că infrastructura energetică era distrusă de bombardamentele rusești, atunci România ne-a aprovizionat, ne-a livrat nouă acea energie. Dar despre o speranță de ajutor militar în caz de, Doamne ferește, se discută? Poftim? Despre un ajutor militar din partea României se discută? Da, și să știți că acum se discută în termeni optimiști. Dacă la început de război, mai degrabă, abordările erau unele pesimiste, acum se discută în termeni optimiști, după declarațiile președintelui român, Klaus Iohannis, că România va ajuta Republica Moldova, indiferent de scenariu. Da. Și noi aici tot foarte bine înțelegem că această declarație președintele român a făcut-o doar după ce a convenit-o cu partenerii sau cu Statele Unite ale Americii în mod special. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Tăbârță. Ne întoarcem în câteva momente. O să discutăm despre agenția Mamut pe care o va avea la dispoziție următorul guvern, cel condus de Marcel Ciolacu, să controleze absolut tot ce mișcă în materie de active ale statului, de companii de stat. Despre asta imediat.